Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor organizează înscrieri în perioada 13-22 iulie, iar admiterea se realizează printr-un concurs de dosare. Candidații care doresc să urmeze programele cu predare în limba engleză vor susține o probă de competență lingvistică pe 23 iulie. Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor se află în perioada de înscriere la admiterea în ciclul de licență pentru anul universitar 2019-2020. Avem un număr de 470 de locuri la buget, repartizate atât pe Craiova, cât și pe Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin, iar în oferta educațională la Craiova îi așteptăm pe candidații în domeniul economic, cu programe de studiu din 7 domenii economice, care de fapt reprezintă 9 programe de studiu. Și aș începe în primul rând cu cele care sunt cele mai solicitate de către candidații noștri, și anume contabilitate și informatică de gestiune, finanțe și bănci, management, marketing, economia comerțului, turismului și serviciilor, informatică economică, economie și afaceri internaționale, program cu predare în limba română, dar pe acest program de studii avem și variantă de predare în limba engleză și, de asemenea, programul de studii statistică și previziune economică. Pentru candidații care vor opta să studieze la Drobeta Turnu Severin, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor îi întâmpină și acolo în oferta educațională cu 4 programe de studii, și anume contabilitate și informatică de gestiune, finanțe și bănci, management și administrarea afacerilor. Suntem într-o perioadă în care, într-adevăr, se înregistrează o mare mobilitate în ceea ce privește orientarea candidaților către anumite domenii din învățământul superior, dar Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității din Craiova depune eforturi susținute pe toate ciclurile de studii pentru dezvoltarea profesională și personală a studenților acestei facultăți. În primul rând, pe lângă activitatea didactică pe care o desfășurăm, le oferim acestora stagii de practică obligatorii, începând cu anul al doilea de studiu, urmate, bineînțeles, de alte oferte de internship-uri, adică de stagii de practică facultative, care sunt oferite în baza a peste 130 de parteneriate încheiate între facultatea noastră și diferiți reprezentanți din domeniul economic, atât instituții publice, cât și foarte multe firme private, pornind de la întreprinderi mici și mijlocii până la nivelul companiilor multinaționale. În felul acesta, studenții facultății noastre au posibilitatea, începând cu anul al doilea de facultate, să cunoască cerințele de pe piața muncii, să vadă ce înseamnă, în primul rând, meseria de economist, ceea ce poate să facă un absolvent al acestei facultăți în toate serviciile funcționale din zona economică a unei întreprinderi, fie că aceasta este privată, fie că vorbim de o instituție publică. De asemenea, consider că avem o infrastructură foarte bună pentru studenții facultății. Pe lângă săli de curs și de seminarii sau de laboratoare care au echipare din punctul de vedere al infrastructurii informatice, ele sunt toate dotate cu sisteme de videoproiecție, cu table inteligente și cu rețele de calculatoare pe care încercăm să le îmbunătățim în permanență, astfel încât studenții în această perioadă în care economia se digitalizează din ce în ce mai mult să aibă întreg suportul informatic în pregătirea lor profesională. Punem de asemenea accent prin proiectele pe care le desfășoară Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor pe dezvoltarea competențelor antreprenoriale, pentru că avem și absolvenți care, după finalizarea ciclurilor de studii, fie de licență, fie de master,
aleg să-și deschidă propriile afaceri și atunci ei trebuie să înțeleagă încă din anii de facultate ce competențe trebuie să aibă un manager, din cine trebuie să fie formată echipa managerială și cred că lucrul cel mai important este acela că, indiferent de domeniul de activitate al firmei înființate, orice antreprenor are nevoie de cunoștințe economice. Avem de asemenea proiecte cu finanțare europeană, în care grupul țintă este reprezentat de studenți ai facultății noastre, în care venim suplimentar pe lângă pregătirea lor formală pe care o au, atât la ciclul de studii de licență cât și de master, cu alte cursuri pe care le oferim gratuit acestora, pentru dezvoltarea de asemenea altor competențe care pot fi suplimentar dezvoltate de către aceștia. Și aș vrea să amintesc că suntem în acest moment într-o perioadă importantă în care am lansat un nou proiect pe care l-am câștigat și la care accentul prioritar vine de asemenea pe a forma încă din anii de studenție așa numiți studenți antreprenori. Cei care aleg să studieze la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor pot activa în diferite domenii pe piața muncii. În ceea ce privește oportunitățile de carieră, un absolvent al ciclului de licență este recomandat, deci după cei 3 ani de facultate, să-și continue pregătirea profesională, să-și continue educația, tot în zona economică, la ciclul de master, acolo unde avem o ofertă mai mare de programe de studii, dar care vin și ca o strictă specializare a celor 7 domenii fundamentale pe care le oferim din zona economică în ciclul de licență. Noi am constatat că, începând cu primul an de master, pentru că ciclul de master durează 2 ani în domeniul științelor economice, o parte din masteranzii noștri sunt angajați. Ei au deja un prim contact cu locul de muncă, fie sub forma unor contracte part-time, fie sub forma unor contracte cu normă întreagă. Chiar dacă la început sunt pe perioadă determinată, este un prim exercițiu pe care aceștia îl fac și în felul acesta descoperă poate care sunt cele mai importante compartimente economice în care aceștia ar putea să-și desfășoare activitatea, urmând apoi ca ei, pe fiecare an care trece, prin experiența acumulată, să aplice pe posturi care să fie mai apropiate și de competențele lor, dar bineînțeles și de cerințele pe care aceștia le au de la angajatori. Ca atare, un absolvent de științe economice poate să lucreze într-o organizație economică în tot ceea ce înseamnă zona economică, pornind de la resurse umane și salarizare, în zona financiar-contabilă, în zona de achiziții, în zona de marketing și, nu în ultimul rând, poate cea mai importantă zonă, aceea de vânzări și de management a relației cu clienții. De asemenea, un student care finalizează Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor poate să aplice pentru diferite posturi în instituțiile publice. Aici este de asemenea o paletă foarte variată de funcții pe care acesta poate să le ocupe, inclusiv în zona administrației publice locale sau centrale, de asemenea în zona autorităților de management care monitorizează absorpția fondurilor europene pe anumite programe operaționale. Oferta educațională poate fi vizualizată pe panourile din cadrul facultății și pe site-ul Universității din Craiova, unde sunt prezentate toate informațiile despre programele de studiu.